ar fi Psalmul 23, care spune, chiar dacă știți cu toții, aș vrea să-l citesc, și spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi și mă duce în ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe căruia drepte din pricina numele Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și vor locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Să ne ajute Domnul ca fericirea să ne însoțească în toate zilele vieții, nu numai în anul acesta, ci în toți anii în care să-L urmăm pe Domnul Iisus. Amin.